eroi ai neamului. Odihne veșnică, Domnul să vă aibă în paza sa, pomenire veșnică. Vă voi interpreta o lucrare care s-a păstrat în zona pe care o vedeți de la orizont până la orizont și în inimile tuturor, și anume, dărâmă prutule malul. Copii
această lucrare este culeasă anume în zona unde s-a petrecut bătălia. Știți dumneavoastră că fiecare părticică de pământ unde s-au dus lupte, poporul o memorizat și este în arhiva mentală a poporului nostru orice eveniment, chiar dacă parlamentele, oamenii de istorie, istoricii, chiar dacă intenționat se încearcă să se denatureze ceva din istorie, poporul oricum memorizează și căutând în adâncuri, mergând în regresie, noi numai decât găsim acele evenimente care s-au petrecut, care s-au întâmplat. În prezent noi vorbim și cântăm despre turci, tot ce binevoim, tot ce găsim. La momentul dat este o filă a istoriei și vrei, nu vrei, evenimentul este ilustrat în lucrarea dată. Eu vă doresc dumneavoastră sănătate, viață lungă, să avem puteri să-i pomenim că au fost eroi și sunt eroii noștri. Biserica, mănăstirea care se va construi, cred că va păstra și mai profund și peste veacuri memoria luptelor care au fost în aceste locuri. Respect, respect.